bună, nene! Ia uite ce frumos scrie acolo! Girona! Orașul meu de suflet, a spus cineva. Da? Probabil că multe locații de aici, din Spania, Italia, Anglia, Germania, Franța și Costa Rica și ce mai vrei tu, sunt orașele de suflet ale multor români. Nene, ce să zic, așteptam cursa asta, ca să zic așa, de vreo 2 ani de zile. Eu de foarte multă vreme vroiam să ajung în Spania. Am mai fost odată, acum vreo 2 sau 3 săptămâni, cam așa. Dar am mers foarte puțin. Mamă, ce fain se vedea acolo, nu știu dacă ai apucat să vezi. Ha, mă, stânga, dreapta, ce e aici, că nu înțeleg. Și mă bucur foarte mult că am reușit să ajung. Merg... Ia uite, mă, cât de fain se vede, mă, frate. Băi, da, sunt uimit câtă vegetație au, serios. Deși, atent, acolo pădure și acolo au pus ei niște grâu. Au exploatat totul, frate, la maxim. Mamă, foarte fain, frate. Merg... Tura trecută am mers vreo 30 de kilometri, iar acum merg aproape de Barcelona, mai am 88 de kilometri. Și îmi place pentru că pot să merg mai mult și pot să văd mai multe lucruri. Deci eu înainte, până să ajung în Spania, mă rog, deci cu cine mă întâlneam, eu întrebam, știi, zic, bă, ai fost în Spania? Păi, dar zice, dar cum să nu, să vezi ce e acolo, și am lucrat acolo și am făcut, bă, zic, frate, fenomenal, zic, cum o fi în Spania asta, frate, dar eu vreau să cunosc poporul, vreau să stau de vorbă cu oamenii, vreau să merg așa prin oraș, să-i văd, să le văd căsuțele, cum stau ei, cum povestesc, cum, mamă, zic, super tare, frate, abia aștept. Și toată lumea cu care mă întâlneam, zic, bă, cum e, mamă, toată lumea vorbea numai de bine de Spania, frate, zic, bă, băiatule, trebuie să ajung acolo neapărat, zic, n-are cum, zic, e imposibil. Și am fixat pentru 2024, trebuie să ajung în Spania. Este 2024 și am ajuns în Spania. Da, trebuie doar să crezi, trebuie doar să crezi, atât de ușor. Aram, sam, sam. Temperatură bună, nene. Aici autopista Barcelona, Girona spre dreapta. Nu mergem acolo, mai stăm un pic. Rămânem aici. Am 87 de kilometri, nu e rău. Am ratat, ca să zic așa, o cursă. Aveam cursă pentru Zaragoza. Da, acolo era cursa. Da, băi, nu, asta e. Mamă, Nescafe, aici fac ăștia Nescafe? Pula-i vetă, ce mare e fabrica asta. N-ar fi rău, aș putea să lucrez aici vreo 2 luni. Mă uit foarte mult la ceea ce văd la spații, la parcările astea pentru camioane. Știu că se fură și aici, știu că se fură și în Franța, se fură și în Germania, peste tot se fură. Știu că trebuie să fiu un pic mai atent aici la anumite aspecte, dar nu, asta e. Au apă? Au. E perfect. Lanset au? Au. E și mai bine. Decathlon trebuie să fie. Am văzut că oamenii ăștia care au camioanele astea pe Spania merg parcă un pic mai repejor. Cine știe, o fi de la vântul ăsta probabil. Să lăsăm mai încet să se ducă și omul ăsta. No, mă dau mai încoace, dacă te bate vântul și vii încoace spre mine, eu ce să zic. Aia se mai întâmplă. Am mai vrut să-l depășesc pe unul, l-am depășit pe unul. M-am dus așa cam jumătate, știi? Și mă pregăteam încet încet să îmi fac manevra, să mă duc spre dreapta. Ce vorbești? Nu știu ce a făcut, dar s-a dus. S-a dus. Hai, bro, vino aici, nu te mai duce, gata, dă-i pace, ești aici. Nu vrei, vrei mai departe. A, acum vrei. Platja de Aro, Aero, ce e aici, bro? Multe firme au și ăștia, bă, băiete. Ia uite-l, nene, a zburat. A decolat și s-a dus departe. Departe, departe. Uite, mă, ți-am zis că au eu Decathlon aici? Păi da, și Decathlon și Leroy Merlin. Ești pe aici la 2 minute și te-ai dus dincolo. Vezi, re, că pe unde mergi, Valentin, poate dai peste ăștia pe aici. Ha, bă, că-s atent, dar mă mai duc așa câteodată deoparte. Nu știu ce să zic, mă uit tot timpul după chestii.
stadionul ăla de pasagerul? Cred că da. Dar nu prea are culori pe el. Cine știe, o fi al omul negru. Da, o, posibil, de încolo de avion. Îmi place, frate, cum au au așa câmpuri, verdeață, cred că au și pietre, dar mai încolo. Pare interesant. Știi ce îmi place? Mirosul. Nu știu dacă mă înțelegi, eu de fiecare dată când ajung în anumite locații, eu am o treabă cu mirosul și cum mă simt, știi? Pentru mine e foarte important. Mă ascult eu așa înăuntru și să văd eu cum mă simt. Bă, pleacă mă cu hibridul ăla de aici, poate luăm naibii foc. Ăsta din față, de aici. Primele trei, astea sunt ale mele, perfect, am trei benzi. Da, mă, surprinzător, frate, este că au, pentru mine cel puțin, a fost foarte surprinzător, că au mai mulți kilometri de autostradă față de nemții, știi? Mi s-a părut surprinzător, serios. Barcelona, tu l-ai, mamă dragă, unde am ajuns. N-ai să crezi, sunt capătul pământului, bă, băiatule. Vezi că și ei au chestii din astea vechi, case, castel. Sunt curios bisericile cum arată la ei aici, știi? Vreau să văd și asta, o să văd, am vreme. Asta e abia a doua cursă, până s-or face 100 de curse mai este vreme. Dar cum să nu? Sunt sigur că o să mai vin pe aici. Nu, dar și încolo, și încolo. Fornells. Fornells de la Selva. Adică pau forneti fac aici cu bere Silva. Ah, ok. Nu, mă, ce face ăsta, mă? Dar ăla de ce nu se duce? Că nu înțeleg. Nu prea le înțeleg mersul ăstora. Văd că se bagă mulți în depășiri și din astea fără semnale, fără nimic. Probabil că trebuie să fiu un pic atent. Nu știu dacă este la fel ca în Italia. Dar mă prind eu repede și mă adaptez stilului lor. Uite-mă că au din ăsta Loregan Docker din ăla. Ăsta e Alfa Romeo din ăla, vezi? Uite ce fain e. Stil jeepuleț. Da, mă, pare interesant până aici. Știam ce pasăre e aia, mă, frate. Că la cu AI-ul ăsta și cu inteligența lui Soare, frate, acum au făcut și vrăbii din astea mecanice. Uite ce frumos și-a pus ăla pe câmp acolo, căsuța. Cred că e fermier ceva. Da, mă, sigur. Aha. Frumos, frumos, îmi place. Îmi plac că au foarte multe indicatoare din astea și înțelegi din timp despre ce e vorba. E o chestie cu plus. Uite, au ceva acolo. Ăla e ceva din ăla, mă, de observare. Cum se numește? Nu satelit, mă. Cum îi zice ăla lung de te uiți pe lună și vezi tu chestii că zboară pe acolo? Telescop, mă, frate, așa. Ori este telescop, ori e o stație din aia meteo, știi? Am văzut că era și ceva muzeu, aveau încolo la vreo 6 km, dar nu am putut să-mi dau seama despre ce e vorba. El Girones, dă-i înainte, straight ahead. Mamă, ce faine, cu cărămidă din aia așa roșiatică. Aha, fain. Da, mă, că aș fi vrut să văd ăla, să văd ce e acolo. 0,24, 17 km și nu mai știu ce. Uite ce frumos e ieșirea asta, ca în Italia, ca să zic așa, știi? Cam așa mi se pare. Aeropuerto. Încolo. Mamă, dar ce-o fi, mă, aia acolo? Mamă, cred că e stație meteo ceva. Aici sus era din aia parcare, cred că. A, n-am fi atent ce fain aici. Barcelona, dă-i înainte, Valentin, stai așa ușor să nu sărim de 90. 1, 2, 3, înainte și aia, spre dreapta. Mai aveți 5 minute până la pauză. Am făcut pauza, dar nu te-ai prins, tu te-am luat prin surprindere. A, aici e calea ferată.
Republica au și ei cu graffiti, cu din astea, n-ai ce face, asta e. Îmi plac copacii ăștia așa, mă, zici că sunt niște ciuperci, frate, parcă vii să le ridici, pac, știi? Vezi? Nu știu cum să numesc, habar n-am. A, n-au, ăsta vreau aici, stai să mă dau eu mai încoace un pic. Te duci tu sau mă duc eu? Hai că mă bag eu, ok. Parcă nu prea e cine știe ce de văzut. Așa, îmi place că au foarte multă vegetație. Asta îmi place. Multă vegetație au, multă. Bine, eu cred că sunt și consumator de vegetație, știi? Ia, ia, ia. Uite acolo munții, frate. Mamă, fii atent. Asta e din aia de dus cai. Foarte tare.